salutare fraților, aici fratele Raul cu încă un de guide. Nu o să vă țin mult, hai să dăm drept drumul în pită. Primul o să fie Pirate Warrior, pachetul pe care multă lume are impresia că știe să-l joace, dar de fapt nu știe să-l joace. Pachetul ăsta este un board control, un agro board control mai exact, în care tu încerci să controlezi masa, bineînțeles pușind cu arma sau făcând trade cu arma mai pe scurt și de asemenea multe cărți să învârt în jurul chestii astea de board control. Să dăm drumul cu un Zot First Mate, carte care este prima ce esențial în pachet, care îți oferă o armă de 1-3. Bineînțeles, multă lume când își folosește în Zord First Mate din prima tură, așa atacă cu hook-ul. Nu vă recomand să faceți chestia asta dacă aveți o carte de bufat arma în mână, cum ar fi Upgrade sau Bloodseal Cultist. Vă recomand să bufați pentru că o armă de 2-4 nu este de colo și vă irosiți un One Durability degeaba. Bineînțeles, patches pentru că cea mai bună carte din joc, doar sau multă lume o să zică cum, bă, Raule, să fie asta cea mai bună carte din joc, chiar băut, să știi multe cărți care sunt foarte bune în joc, cum ar fi Lich King sau Dead Knight-urile sau toate astea, toate alea, ce, cum rămâne, cum să fie patches cea mai bună carte din joc. Bineînțeles, sau Captain, pentru că avem charge-ul de 2-1 și deseori îl folosiți fie ca finisher, fie ca body de 3 deficient. Upgrade pentru că avem arme, avem câteva arme, mă rog, teoretic avem 6 arme. Bloodseal Raider, care este o carte decentă pentru pachetul ăsta de arme și deseori vă vedeți în situația să o folosiți fie pe o armă bufată foarte slab sau deloc. Rare ori vă întâlniți cu ocazia să vă folosiți Bloodseal Raider pe o armă juicy. Fiery War Axe, ca și statusuri, știți și voi, toată lumea cerea nerf la un moment dat pe cartea asta. Nu, cartea nu are nevoie de nerf, cartea este bună așa cum este. Heroic Strike deseori ca și finisher, dar și vă găsiți deseori în situația să o folosiți pentru un remove simplu, fără armă. Bloodseal Cultist pentru că oferă celorlalte arme un plus valoare, dar și pentru că un 3-4 de 3 mana este un body foarte bun. Floating Berserker, aici vreau să ajung. După cum am zis, pachetul ăsta este un board control, iar în momentul în care aveți Floating Berserker, vă convine mai mult să vă folosiți ceilalți minion, bineînțeles să faceți trade-uri și să vă creșteți Floating Berserker-ul. Este miezul din dodoașcă, pretty much, cartea asta este un fel de core card, dar bineînțeles nu este win condition. Sau Captain pentru că avem pachetul nostru abundă de pirați și el ca și carte ne bufează ceilalți pirați care sunt destul de slabi, cum ar fi ăsta. Dread Corsair pentru că avem arme care se bufează, dar și arme care ne scad din mana asta 4, și un Pirate cu taunt de 3-3 nu este de colo. Orcron Elite pentru că ea ca și statusuri este mai mult decât decentă, dar și pentru că oricum în multe situații vă găsiți să-l folosiți ca și carte de trade, dar și rare ori o să-l folosiți ca și finisher. Mortal Strike din nou ca și finisher, dar ca și remove. Deseori o să pur și simplu disperați după cartea asta. Doamne, dă-și mie Mortal Strike să-l omor pe ăsta. Spellbreaker, pentru că vă ajută să treceți de ținte precum asta sau pentru targeturi cum ar fi asta de aici. Am zis și la pachetul de druid, oprește minionii ceilalți din a deveni juicy și din a vă pune punctele de viață vouă în pericol. Arcanine Reaper ca și statusuri și ca și armă este destul de bun în combinație cu Upgrade, cu Bloodseal Cultist, dar și cu Dread Corsair este foarte bun. Aici vreau să ajung la Biter Tide Hydra. În momentul în care ai un pachet de board control, vrei neapărat și măcar un Biter Tide Hydra. Celălalt slot fi îl pui cu al doilea Biter Tide Hydra, fi îți pui un, dacă ești mai bogătan așa, Captain Greenskin. De asemenea, în loc dintr-un Mortal Strike puteți să vă puneți un Naga Corsair, iar de asemenea, în loc din Naga Corsair să vă puneți un Phantom Freebooter. Bun, hai să trecem la capitolul match-up-uri. Ok, la capitolul match-up-uri este destul de simplu. Pachetul de Pirate Warrior câștigă în aproape de orice situație și dacă ești destul de unlucky și nu-ți nimerești cărțile sau nu găsești răspuns la cărțile de Pirate Warrior sau la strategia de Pirate Warrior, tu o să fii cel care o să piardă. Dar oricum, legat de match-up-uri, Pirate Warrior câștigă aproape în orice situație, mai puțin situațiile în care avem Mage, Priest și Druid care își nimeresc AOE-ul sau single target removal. Sau de ce nu Doomsayers în cazul Mage-ului și Priest-ului. Evident, aici depinde și de deciziile pe care le face în timpul meciului, dar deseori Pirate Warrior are noroc și iese din rahat. Și versus Pretin, nu ezitați să-l folosiți
pachetul ăsta pentru că pur și simplu o să le dați stomp prietenilor. Cam atât, nu este nimic de spus, nu știu, situațional ce trebuie să faceți, pur și simplu, v-am zis, trebuie să controlați masa și să aveți grijă cu AOE-ul. Bun, dar nici la capitolul Mulligan nu prea avem ce spune. Trebuie să evi situațiile în care ai patches în mână, trebuie să încerci să păstrezi un Enzoat First Mate. În general, păstrezi cărți chip și încerci să lucrezi cu ele, cam apoi să-ți găsești și cărțile mai. Nu este nimic situațional, nu știu, Mulligan situațional, chestii șperți. Trebuie doar pur și simplu să faci remove când trebuie și să-ți gestionezi resursele care sunt destul de limitate. Ok, matchup agro. Ok, suntem și... Ok, o să vrem doar un Fireworks aici, nu vrem altceva. Nah, not good. Ok. Do this. Do this. Dăm squelch ca să ne enerveze. Push. Era decent dacă primeam un Enzoat First Mate, dar n-a fost să fie, sau un upgrade pentru Fireworks-ul nostru. Din păcate nu a fost să fie. Bun. Să vedem ce... Dacă nu își dă nimic, ia să vedem, poate își dă un vis sau ceva? Ia să vedem. Vede ceva? No, Jade Shuriken. Ok. Putem să ne dăm Corsair-ul? Sau Tsiu? Sau Tsiu pare mai decent. Putem să facem asta și asta. Poate ne dăm un Spellbreaker ceva. Normal că e Jade, frate. Bă, ce are lumea, frate? Toată lumea cu... Ce are lumea, toată lumea cu Jade, ăștia. Fan of Knives, cumva? Hallucination? Probabil și Fan of Knives, nu știu. Wow. Nu e problemă. Avem aici unealta. Wow. Dar nu vrem. Vrem Arcanine Reaper. Cu Dreadser, cu Dreadser, Dread Corsair. Pușăm așa, ok. Și cu restul mergem face. Tura 6, let's go. Acum putem, dacă nu-și dă nimic. În general, cam așa ar trebui să fie și un matchup în care controlezi masa. Wow, Paladin. Dinu, Paladinu. Din moment ce nu avem niciun weapon în mână, nu putem să mergem upgrade sau T-Deckhand, o să mergem full mulligan și să sperăm cu lăcime bună. Ia să vedem, suntem și primii ai Sinus Goodman. Acum ia să punem în aplicare ce am învățat la școala de Hearthstone. Pac! Da, bineînțeles, squelch întotdeauna. Pac. Tura viitoare, easy peasy, japonezi. Și... Nu, nu... Da, fiți atenți aici, ia. Coin. Protector, Righteous Protector. Vai fi inquisitor, I'm surprised. Bun, nu e problemă. Upgrade. Do this. Așa, perfect, tura viitoare e Blasphemous Cultist. Bineînțeles, dacă mai e în viață un vreun pirat. Dacă nu, tot Blasphemous Cultist ne dăm. Ha. La o cică Eureka, I've done it. Sau Eureka. Sau... Nu știu ce zice băiatul ăsta. Eureka zice, știam, bă, dar nu trebuia să-mi ziceți voi, mă. E safe aici să mergem, ba, dar mergem ăsta, dăm aici, tot. În tura 3 ce aș putea să-și dea? Putea să-și dea Railing Blade sau secret cu de asta. Nu știu, vedem. Ia. Înseamnă că e un minion, un murloc mare ăla. Ori Finia, ori War Leader.
Abia o să aflăm cât de curând. Cu des față. Nu mă, cum am zis, mă, așa. Așa. Ia, și dacă știu acum consecration o să fie pretty much useless, încă avem value. What's that? Ok. Pentru că a făcut overcommit și și-a dat corp staker-ul. O să-l pedesim aici harsh. După cum puteți vedea, avem și un heroic strike. Și suntem și imuni la Finja, nu la Finja, la de la cum îi zicem. Consec. Putem să avem little. Ia să vedem. Matematică time. Am câștigat. Easy. Cam atât a fost, fraților, și cu Pirate Warrior-ul pe ziua de azi. Mâine o să mai vă arăt un pachet. Sper, mai mult ca sigur, cel puțin. Lăsați în secțiunea de comentarii tot ce vreți voi despre Pirate Warrior, să povestim acolo despre fratele Pirate Warrior. Și noi ne auzim, cum am zis, mâine la încă un deck guide. Ciao, bă!